Vineri dimineață, un grup format din 14 cetățeni români a fost transferat în incinta aeroportului internațional din Kabul, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Românii sunt acum în siguranță în incinta aeroportului și pregătiți pentru evacuare pe cale aeriană. Cei 14 cetățeni români sunt angajați ai unei companii de securitate cu activități în Afganistan. Aceștia s-au aflat până în cursul dimineții de vineri într-o bază militară din afara aeroportului internațional, fiind transferați în incinta aeroportului în urma unor demersuri extrem de complexe și dificile, realizate încă de la începutul săptămânii în curs de către autoritățile române din cadrul celulei de criză interinstituționale, în coordonare și cu sprijinul unor parteneri internaționale ai României și în cooperare cu compania angajatoare, transmite Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat oficial de presă. Acești 14 cetățeni români vor putea astfel să fie evacuați cu următorul zbor al aeronavei militare românești staționate în prezent în Islamabad.